Am revenit în direct, dezbatere electorală, ultimele două zile de campanie, un scandal monstru astăzi, cei de la UDMR au rupt protocolul de colaborare cu cei de la PSD, ALDE, Kelemen Hunor, într-o retorică extrem de virulentă, da, a acuzat autoritățile române și oarecum pe cei de la guvernare că și-au permis să aplice legea împotriva, și acum îl măsor cuvântul, puncte împotriva celor care au profanat cimitirul eroilor români de la Valea Uzului. O să avem un invitat care, da, a pățit-o pe propria piele, ca să spunem așa, care a fost, da, acum o săptămână a fost în mijlocul evenimentelor de acolo. S-a întâmplat că după o săptămână poliția de la Bacău să intervină în chestia asta, s-au făcut descinderi la prima ora dimineții. Hunor a fost foarte deranjat de faptul că autoritățile române și poliția de acolo a intervenit în scandalul ăsta, încercând să lămurească o faptă, din punctul meu de vedere, abominabilă. În a doua parte a emisiunii rămâne alături de noi Maria Grapini, candidat PSD la europarlamentare. Bună seara, doamnă! Bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Doamna Iulia Scântei, senator Partidul Național Liberal, se alătură dezbatere. Bună, seara, doamnă! Mulțumesc pentru prezență. George Simion, candidat independent, tot pentru europarlamentare. Personajul principal al scandalului de acum o săptămână, bătut, hărțuit. Fără telefoane, da, astăzi de împrumut. Am înțeles. Sunt telefoanele la extremiștii maghiari, la domnul viceprimar pe care l-am văzut astăzi în imagini. Ăsta cum e? Ce încadare asta? Bună seara, Eugen Tomac, președintele PNP și candidat. Asta ce este? E tâlhărie, da? Tâlhărie, că e violență. Furt prin violență. Bun, haideți să vedem detaliile din acest scandal și ce însemnătate poate să aibă. Ca informație de culise, cei de la UDMR pe toate sondajele de opinie stau foarte prost. Și Kelemen Hunor s-a gândit probabil ca să folosească acest incident, da, faptul că s-au declanșat investigații oficiale împotriva celor care au profanat mormântul, da, cu retorica extrem de dură, iredentistă, Kelemen Hunor încearcă să rupă voturi și să ducă UDMR în Parlamentul European. E o bătălie foarte mare. Sunt șanse ca cei de la UDMR, după foarte mulți ani, după 20 ceva de ani, să nu intre într-un parlament, în cazul de față, în Parlamentul European. Haideți să vedem detaliile scandalului, da, și reacția lui Dragnea, care lipsește. Oare de ce nu povestește Dragnea, el care comentează toate subiectele de interes pentru țară, să spunem așa? Senatorul UDMR Harghita, Tanțoș Barna și autoritățile din Bacău au efectuat o percheziție la casa edilului din Sân Martin în urma unei plângeri. Minden támogatást, minden segítségét megadunk Antinak, ahhoz, hogy meg tudja védeni a maga igazát. Tudjuk, hogy nem akar semmiben, tudjuk, hogy teljesen ártatlan, nem nyúlt egyetlen ujjal se senkihez, úgyhogy a mi feladatunk az, hogy ilyen támogatást megadjunk neki, és mindenben segítsük. Tot printre suspecți se numără și femeia care în 2017 a protestat în urma unei vizite a premierului Ungariei Victor Orban la Universitatea de Vară din Băile Tușnad. Această anchetă a avut consecințe majore și la nivel politic. UDMR a rupt colaborarea cu PSD-ALDE și a anunțat că nu va mai sprijini nicio inițiativă a guvernului. Președintele formațiunii Kelemen Hunor le-a transmis două condiții extrem de dure celor din coaliție. Mai exact, acesta vrea ca guvernul să înlăture construcțiile amplasate ilegal în cimitirul din Valea Uzului și să demareze cercetările din oficiu privind abuzurile primarului din Dărmănești. Guvernul trebuie să oprească practicarea dublei măsuri de către organele și instituțiile publice implicate care tratează în mod repetat etnicii maghiari din Transilvania ca cetățeni de rangul 2. Considerăm atitudinea guvernului ca fiind inacceptabilă atât din punct de vedere etnic, moral, cât și politic. Solicităm guvernului să înlăture construcțiile amplasate ilegal în cimitirul din Valea Uzului și să demareze cercetările din oficiu privind abuzurile primarului din Dărmănești și ale celorlalți autori care au contribuit la escaladarea tensiunilor. Se arată în comunicatul liderului UDMR.
Săptămâna trecută, polițiștii Băcăuani au declanșat o anchetă pentru identificarea persoanelor care au acoperit cu saci negri din plastic toate cele 52 de cruci ale eroilor români, dar și monumentul din Cimitirul Internațional Valea Uzului, în cazul căruia UDMR a cerut intervenția premierului Dăncilă. Ceremonia de inaugurare în Cimitirul Internațional Valea Uzului din Dărmănești, județul Bacău, a fost amânată, primarul susținând că vrea să evite campania electorală. Ministerul Culturii susținea însă că autoritățile nu aveau aviz. Da, lovitura politică este crâncenă, pentru că după aceste alegeri europarlamentare, săptămâna viitoare sau poate cealaltă săptămână, dacă se va introduce o moțiune de cenzură, fără voturile UDMR, nu-l văd foarte bine pe Dragnea, da, care are majoritate în cameră, care stă undeva la 6 voturi, poate 7 voturi. Fără UDMR, această guvernare nu are cum să reziste foarte multă vreme în picioare. Cu permisiunea doamnelor, George Simion, vreau să relatăm încă o dată, da, pe scurt ce s-a întâmplat, am ajuns în situația asta și ca o remarcă personală, domnilor de la UDMR, că v-am văzut în material vorbind în limba maghiară, puneți mâna pe carte și învățați limba română, nu vă fie rușine să folosiți limba română, că sunteți cetățeni români și aveți demnități publice plătite din banii statului român și din banii românilor. Am fost tâlhărit, am fost bătut ca ultimul câine de 6 indivizi corpolenți din acea regiune a țării. M-am simțit de parcă nu eram în propriul stat și m-am simțit cum se simt românii erau din Harghita. Erau politicieni maghiari, erau politicieni de la UDMR sau erau doar etnici maghiari? A doua zi dimineața. Erau și politicieni? În seara aia m-am dus, am făcut plângerea și toate demersurile, s-a uitat un medic la noi. A doua zi dimineață mi-au dat polițiștii să identific din 12 personaje cei care m-au agresat. I-am identificat și nu mare mi-a fost surpriza să văd că unul dintre ei era viceprimar de Sân Martin, membru UDMR, cel care era cel mai agresiv și care i-a incitat și pe restul. Ăla care stiga pe înregistrări că aici este drumul județean Harghita, vorbea în maghiară, și acolo spunea, aici este Harghita. Da, aici este Harghita, drumul județean Harghita, nu se filmează. Era lui maică-sa, da? Exact. Așa zice, aici e Harghita, aici morții nu se voștri, intră. Aici 10 se kilometri intră. Mai încolo. Aici n-aveți eroi, niciun erou e aici. Și am adus istorici, am adus oameni care s-au ocupat de cimitirul ăla. Și știm foarte bine că nu asta e situația, dar în orice caz, dincolo de aceste diferende, ar trebui să avem o minimă decență. Nu pui saci de gunoi peste niște cruci. M-am dus a doua zi după reconstituire, unde am fost cu polițiștii. Polițiștii mi-au identificat părți din telefonul mobil, pe care ei l-au spart, l-au dat în mod repetat cu de bolovan, ca să distrugă ceea ce credeau ei că distrug probele video. Dar probele video s-au salvat pe Facebook. Ei bine, după reconstituire, am reușit să iau câte o panglică tricoloră și să pun pe fiecare din cele 50 de cruci. Nu știu pentru cine a fost pregătită diversiunea asta, pentru că special au făcut-o, să te duci, să te filmezi în plină zi, să faci așa ceva. Clar, au făcut o diversiune. Eram la o oră jumate când am văzut știrea pe agenții și m-am dus acolo și probabil le-am încurcat un pic treaba din moment ce ajung să se certe. Pentru că toate partidele care au fost la guvernare au guvernat cu complicitatea acestei organizații care nici măcar nu este partid politic. Pentru că nu sunt admise, conform Constituției, partide politice pe criterii etnice pe pământ românesc. E o uniune civică care condiționează și care șantajează partidele așa zis românești. Doamna Grapini, revenind în cheia politică, dumneavoastră ați înțeles de ce este atât de supărat Kelemen Hunor? Ce s-a întâmplat în regulă? De ce s-a ajuns la acest gest? Și de ce au rupt protocolul? Da? Pentru că de la dumneavoastră a înțeleg acum că ei se și filmau, da? Că, exact. Deci voiau să facă un act. Erau exhibiționiști. Deci era un fel de extremiști, mare lauda lor că fac lucrul acesta. Deci este absolut de necrezut și de neacceptat, pentru că eu 5 ani în Parlamentul European am auzit cum se discută despre minorități, să le respectăm, dar asta nu înseamnă că o minoritate trebuie să depășească drepturile majorității și să nu respecte. Până la urmă, minoritate sau majoritate, trebuie să respectăm instituțiile, legile și, evident, valorile și tot ce avem noi în țara asta. Doamna nu Grapin, e primul gest. Dar eu mă întreb, de ce gest în campanie? Vreți de să vă spun eu de ce își permit așa de mult? Nu, dar de ce în campanie? Am făcut anul trecut o audiere la nivelul Parlamentului European, o prima audiere publică pe subiectul reîntregirii naționale și pe subiectul comunităților istorice din jurul României, Cernăuți, Timoc, Voievodina.
Vreau să vă zic că niciun europarlamentar n-a fost prezent acolo. L-am realizat cu Mircea Diaconu această audiere publică, dar în rest, în public, niciun europarlamentar. În schimb, Laszlo Tokes a venit foarte frumos, metodic și a notat tot, buincios, așa, tot ce se discuta acolo. Era foarte interesat. Din păcate, conducătorii români nu au dat dovadă de profesionalism în exercitarea funcțiilor publice în acești ani. De asta și eu candidez ca independent. Pentru că niște liste de partid ascund mari, mari probleme. Și aici, doamna Grapini, nici dumneavoastră n-ați fost acolo. Stați, că voiam să vă spun și dacă nu spuneați dumneavoastră. O să vedeți dacă sunteți în Parlamentul European. În primul rând, n-am primit invitație. Ba da, am trimis la toți. N-am primit invitație. Dacă dumneavoastră puteți dovedi. Am trimis. Doamna Zoană, de exemplu, n-a venit. Da, putem dovedi că avem invitație. Doamna Zoană n-a venit pentru că nu se înțelegea cu domnul Diaconu. A, nu. Eu mă înțeleg foarte bine. Culmea cu Mircea Diaconu, m-am înțeles foarte bine. Exportați toate conflictele astea la Bruxelles. Bună seara, domnul Mănăstire. Vă mulțumesc pentru invitație. O secundă doar. Păi nu-mi dați voie să răspund. Păi lăsați-mă să răspund totuși. Vă rog frumos. 1, 2, coincid și doamna senator știe foarte multe lucruri. Dacă eu aveam de prezentat un raport în comisie, sigur nu puteam să vin acolo. Dar câte acțiuni culturale am făcut în Parlamentul European, n-a făcut nimeni de promovare din cei 32. Și să faci core și să porți în Parlamentul European nu înseamnă că te bați pentru cei 300.000 de români din Timok sau pentru românii din Covasna și Harghita. Păi, vă aud românii strădat pe românii din Covasna și Harghita, doamna Grapini. Bună seara, care domnule Mănăstire, vă mulțumesc pentru invitație. Dați cuvântul și domnului Tomar. Că nu mai poate. Domnul Tomar, dați dumneavoastră cuvântul, însă ați ridicat o temă extrem de importantă în această seară spre dezbaterea publică, într-un moment extrem de important când discutăm despre alegerile europarlamentare, pentru că nimic nu este întâmplător. Însă, aici avem o situație extrem de delicată pe care majoritatea decidenților o tratează extrem de superficial. Și greșim, pentru că UDMR-ul la ora actuală nu mai răspunde doar intereselor Budapestei. În ultimul an asistăm la o ofensivă incredibilă și o încercare de a împinge limitele dincolo de normalitate, din toate punctele de vedere. UDMR-ul și-a adoptat la ultimul congres din februarie propriul imn, imnul Ungariei, drept imnul formațiunii UDMR. Imnul Ungariei este astăzi imnul formațiunii UDMR pentru toți cetățenii români de etnie maghiară din România. Steagul maghiar este steagul oficial al UDMR. Dumneavoastră înțelegeți că s-a trecut dincolo de limită pentru că este o sfidare extrem de dură la adresa statului român, pentru că acești oameni practic nu mai recunosc simbolurile statului în care s-au născut. Este o chestiune care depășește cadrul normalității. Asta este un prim exemplu. Un dispreț total față de simbolurile statului ai cărui cetățeni sunt și ei au mers atunci când au fost aleși în Parlamentul României și au depus jurământul jurând loialitate statului ai cărui cetățeni sunt și demnități publice le ocupă. Mai departe, la ora actuală UDMR-ul insistă pe o serie de provocări prin care se urmărește tensionarea situației în Transilvania, în condițiile în care știm că realitatea este foarte clară. Sunt 7 milioane de români și 1,5 milioane de cetățeni români de etnie maghiară. Deci nu se poate pune problema în alți termeni decât în termenii conviețuirii împreună, exact așa cum statul român s-a priceput până în prezent să le creeze condiții pentru a-și păstra identitatea. Mergem mai departe. Vin cu o abordare primitivă spunând limba română trebuie scoasă din școlile cu unde studiază elevi de etnie maghiară. O abordare complet anti-europeană. Toată această poveste, tot acest șir de provocări nu mai sunt elaborate în laboratoarele de la Budapesta. Sunt ținte directe transmise de Moscova și eu mi-asum această declarație. Pentru că UDMR-ul, prin ceea ce face, nu urmărește decât să creeze foarte multe confuzie în societatea românească. Iar ultima mizerie, aceasta cu pungile pe, puse crucile eroilor, peste crucile eroilor, este o provocare ordinară. Dumneavoastră știți că
în urmă cu un an de zile, pe 30 iunie, Putin a semnat un decret prin care un întreg regiment din armata Federației Ruse a primit denumirea de Transilvania. Deci nimic nu este întâmplător. Toate aceste lucruri rușii cu Transilvania? Sunt publice. Păi nu știu. Eu vă întreb pe dumneavoastră și aduc aceste elemente în discuția publică pentru că la ora actuală cei care încearcă să întindă coarda se vor trezi într-o situație pe care nu vor mai putea gestiona. Iar aici, doamna Grapini, dumneavoastră nu aveți dreptate. Partidul din care, pe listele căruia candidați la alegerile europarlamentare, nu aveți dreptate pentru că încercați să duceți discuția într-o poveste. Că sunt acțiuni minorități. Nu, doamnă, aici e o chestiune în care statul român este sfidat. Iar guvernul pe care dumneavoastră îl susțineți bagă capăt. Nu. Că nu sunt elevul dumneavoastră. Nu, eu vă spun ca om politic că dumneavoastră este foarte importantă, dar dumneavoastră vă purtați ca niște struți în această perioadă. Tot PSD-ul și toată această companie politică. Domnul Toma, ce face domnul Băsescu acum în Parlament? De ce n-a ridicat? Președintele nostru a avut întotdeauna reacții. Păi nu l-am văzut cu o reacție. Uite reacția la Hot News. Uitați-vă pe... Lăsați liber și grațiați, săracii. Când venea Orban în țară, când era președintele Băsescu, puteți spune care este reacția domnului Băsescu la această treabă? Veți avea atâta autonomie cât autonomie Simate există domn, la Caracas. Dumneavoastră îmi dar dumneavoastră înțelegeți că nici avut? Ministerul de Externe, nici Ministerul cum de când se fac cercetări? Nici... Ce cercetări, doamnă? Ce? Trimiți un polițist să le ia pe unul la întrebări. Dar ce-ați vrea statul să ia cu jafa ca domnul Chiove și doamnă, cu cătușile, așa? Sau cum? Ați ajuns o machie din Moldova și de sunt revoltat pe această chestiune pentru că ține de demnitatea statului român, iar actualul guvern... Părerea noastră este asta, față de ce am spus eu. Așa este o dezbatere solidă. Doamna Scântei, vă rog. Mulțumesc. Ați greșit. Și ceea ce s-a întâmplat acolo, ceea ce i s-a întâmplat lui George Simion, este exclusiv vina dumneavoastră, a PSD-ului. Nu a dumneavoastră ca persoană, dar astăzi reprezentați PSD-ul. Ascultați, a ripostat. Stimată doamnă, lăsați-mă puțin să vă spun de ce ați greșit. Suntem două doamne, ne respectăm. Nu m-ați lăsat. Ce ministru aveți distinsă, doamnă, la cultură? Se numește cumva Breaz? E treaz? De câte luni e treaz? Breaz de la cultură. Doamnă, știți că Cimitar... Sunteți într-un senat. Da, desigur că da. Și dumneavoastră, în Parlamentul European, știți că cimitirul de pe Valea Uzului este un monument istoric, este cimitir militar. Credeți că crucile alea s-au pus cu noapte înainte de a fi inaugurate? Ministerul Culturii condus de un PSD a știut de la început. Da. Și comisia că se construiește. Da, pentru că o autorizație de construire într-un de amenajare a unui cimitir, chiar și cu o parcelă. Aici eu nu vorbesc de lucruri sfinte, deci cum sunt morții neamului românesc, da? Indiferent că s-a pus crucea. Ascultați, perfect. Ați tolerat la Ministerul Culturii acest lucru pentru că aveți o comisie incapabilă de la monumente care să spună din timp dacă acel primar, într-un exces de zel, a încălcat o lege administrativă eminamente legată de autorizarea în construcții. Ministrul trebuia să fie a doua zi acolo pentru că a fost notificat. Dar ați lăsat lucrurile până în ultimul moment și domnul Breaz a trimis... De ce sunt crucile sau de ce sunt pus sacii? Ca să înțeleg, că n-am înțeles. Nu, doamne, eu am o problemă. Ați permis această provocare. De partea cealaltă, eu nu voi face greșeala lui Eugen Tomac și să-l asimilez pe Kelemen Hunor sau Demereu cu minoritatea maghiară din România. Ferească Dumnezeu! Kelemen Hunor pe tine și vorbește, vorbește numele comunității maghiare. Vorbește numele UDMR. Vorbește numele UDMR, iar minoritatea maghiară din România, indiferent de faptul că nu are altă opțiune pentru că este captivă să voteze pe acești reprezentanți, pentru că același UDMR, de exemplu, acum vă că îi pasă de ceea ce se întâmplă cu cimitirul eroilor, un cimitir internațional unde sunt deopotrivă și maghiari și sunt tot naționalități. Exact. Nu a făcut nimic, de exemplu, din contra, i-a blocat pe cei din comunitatea ciangăilor din Moldova să se înregistreze ca minoritate. Adică să nu ne spună domnul Kelemen Hunor cât de mult ține la minoritățile din România și la minoritatea maghiară. Dar Kelemen Hunor, ceea ce a rezultat din declarația domniei sale, mi se pare inacceptabil. În primul rând pentru că este un demnitar al statului român,
este plătit, așa cum spuneați, din banii contribuabilului român, este cetățean român în același timp. Și atunci, dacă îmi permiteți o întrebare foarte importantă, punând cap la cap, și a explicat Eugen Tomac, dreptate îi dau 100%, genul ăsta de acțiuni succesive ale DMR-ului, care... Avem o înțelegere între PSD și UDMR. Vă întreb altceva. Lăsați. Mai este rezonabil ca dumneavoastră, dacă ajungeți la putere, peste câteva luni, peste un an de zile, să mai luați UDMR-ul la guvernare? Nu. Da, a fost tot timpul. Nu. Păi cum nu? Și când erați dumneavoastră a fost la guvernare? Doamna Grapini, iertați-mă, dar să știți... După scandalul ăsta, doamna Grapini, dumneavoastră la PSD, mai faceți parteneriat politic cu cei de la UDMR? Mai este corect să țineți acest parteneriat politic? Încă o dată. Trebuie să se facă această anchetă, trebuie să fie pedepsiți cei care l-au jefuit, l-au bătut, l-au dat și nu numai pe cetățean, candidat, nu mai spun că e și candidat, dar și Cimitirul și Crucile Eroilor, iar alianța la Parlament se poate face, știți cum, odată votează, poate chiar și PNL a votat odată o inițiativă a PSD-ului sau PSD-ul o inițiativă a PNL-ului. Să ne fragmentăm. Sunteți, doamnă, de acord ca și eroi neamului românesc, nu, români, doamnă, să fie nu, onorați nu. În acel cimitir? Și de ce nu reacționează PSD-ul, dacă nu sunteți de acord? A întors spatele. Doamne, e o chestiune care ține de demnitatea statului. Doamne, pe mine m-ai convins, eu am fost în Alsacia. Nu. Unde 600 și ceva de cruci. Nu faceți paranteze, răspundeți clar. De ce partidul aflat la guvernare își cere scuze de la UDMR? Păi l-am auzit astăzi pe... Dom'le, vă rog să citați sursa și doamna Năstirea, asta au făcut partidele politice, arătați au fost complici. Arătați că PSD astăzi și-a cerut scuze. Vă rog să arătați. S-au rotit la guvernare pe seama. Și așa vă o să vă califice. Doamnă, vă rog. Nu se poate. Păi cum să spună că s-a citat? Vă rog să citați sursa. Dar, doamnă, PSD-ul... Scuze, unde? Este într-o cârdășie totală. A citat din declarația lui Codin Ștefănescu, da? Unde? Și pare... a cerut scuze UDMR-ului? Da, doamnă, PSD-ul arătați își cere... Era peremist, sunteți obligați ca moderator să arătați această declarație al lui Codin Ștefănescu în care ceva. Spune, îmi cer scuze UDMR-ului. Dumneavoastră știți că partidul pe care îl reprezentați așa. A votat anul trecut ca limba maghiară să fie limba oficială pe teritoriul României? Dumneavoastră știți că votul este dreptul și cetățeanului care în Parlament nu, acolo să voteze. Nu eu răspund de voturile celor care sunt aleși și vor asumată. Răspunde în fața cetățenilor. Nu, politica o să asumată. Vedeți în noi Parlamentul European că eu votez contra grupului de foarte multe ori. Nu, doamnă, dar eu votez după conștiință o politică și după... care disprețuiește România, înțelegeți? În democrație răspunderea este individuală. Ați răspuns acum foarte bine, dar spuneți-mi. Sunteți de acord? Profesoară? Nu, și simplu, vreau să înțelegem pentru că electoratul este într-o confuzie. Nu vă simțiți jignați. Serios, păi nu, văd că dați note. Cred că domnul Codrin e ocupat să posteze filmulețe pe internet cum ocrotește... Cum ocrotește PSD-ul copiii României? Aceea, nu, asta e vorba. De ce folosiți copiii în campanie electorală? În opoziție și eu sunt Eu nu sunt în opoziție, eu din afara partidelor politice și m-am săturat de jocul pe care îl faceți. În campaniile electorale sunteți toți foarte patrioți. Foarte patrioți. Înțelege lumea foarte mai bine. Patrioți sunteți în campaniile electorale. Dar după aia, imediat, a doua zi, alianță cu UDMR. Ce am făcut eu în activitatea politică? Nimic. Serios? Da. Și copiii minorității am luat premiul mare al Parlamentului la premiul mare acesta, știți? Cu coroniță. Da, cu coroniță. Unde Letiția? Sunteți de acord să se învețe Letiția în școli? Informați-vă dacă vreți să fiți candidat. Nu luați în bășcălie totul, că nu asta rezolvă problema, da? Dar unde ați luat premiul mare? La Parlamentul European. Sunt parlamentar. Dați-ne CV-ul, e în ordine, păi, o să ne uităm nu să vedem după aceea ce premii. Spuneți-ne, spuneți de cineva sunteți că de acord, doamna Grapini? Doamna, am mai fost și noi pe acolo. Păi vedeți, Grapini. Intrați pe pagina acum că o puteți deschide și vedeți, sunt pe primul loc și locul 4 din 751 la amendamente, eu muncesc acolo. E în ordine. Doamna Grapini, sunteți de acord ca și copiii minoritarilor maghiari să învețe limba română în școli? Evident. Și atunci de ce ați adoptat o ordonanță de urgență prin care ați interzis? E partidul dumneavoastră, dar dumneavoastră sunteți o persoană. UDMR anul acesta, doamne, februarie. Toți liderii politici... Să vă rog să vorbim pe rând, doamnelor. Deci, doamna Grapini, deci sunt de acord, v-a întrebat punctual doamna Scânteșeva. Și am răspuns, nu vă mai deziceți de partidul dumneavoastră, v-a întrebat ceva punctual. Păi sunteți la PSD sau nu? Unde sunteți? Domnule jurnalist moderat, de la un alt partid la PSD. Doamnă, eu am fost în alianță. Funcția. Vorbiți iarăși ca să vă aflați în treabă. Nu e adevărat că ați fost la un alt partid. Stimate, doamnă, în 2014 știți unde am candidat? Doamnă, ați plecat și ați candidat cu PSD-ul în Parlamentul European? Da? Cum da. Să candidat?
candidat. În 2014, păi sunteți așa doilea, de dezinformată. Nu, ați candidat pe mandat și în 2014 am candidat pe aceeași listă cu PSD. Și am activat în grupul SND cu toți deputații PSD. Dar în 2014 nu era membru PSD, ați fost propusă. Am candidat împreună în alianță. Nu erați membru PSD în 2014. Și care este ceva, problema? Dumneavoastră spuneți altceva. Da, nu era membru, dar am candidat în alianță. Nu se poate. Considerați că este moral să propuneți un... un om în biroul electoral central din partea unui partid a cărui membru v-ați declarat că sunteți, cine? După care despre să plecați dumneavoastră. Deci partidul... vorbiți lucruri care n-au legătură cu subiectul. Nu au legătură. Păi nu, doamnă, păi că... nu, eu am pus în biroul electoral, ca să nu știți legea. Bun, da, da, vreau bine. să decalăm puțin legea, George Simion. Dar nu i-am răspuns. Da, doresc ca și copiii etnicilor de orice orice minoritate, că e bulgar, că e ceh, că eu trăiesc în Timișoara și avem peste 17 minorități. Toți trebuie să știe limba română. Așa e și în Franța, așa e și în alte state. Din și asta am susținut și acolo. Din păcate, colegii dumneavoastră de alianță... Vă rog să mă lăsați să-i răspund. Am intervenit în Ucraina, unde este o problemă, sunt raportor pe Ucraina și am intervenit în Ucraina să se schimbe legea educației, unde se interzice și românilor acum, atunci cum ați acceptat să candidați pe listele unui partid care a promovat prin ordonanță de urgență exact cele contrare? Că ce? Că n-au voie să învețe limba română? Exact, cu profesori care știu limba română. Acum două săptămâni în Ucraina a fost promulgată această lege despre care un ministru al educației, pus tot de PSD, a demisionat anul trecut. Că ce? Pentru că a fost promovată această ordonanță ce de urgență. Ce scrie ordonanță? Că elevii nu trebuie să știe limba română? Nu fie, ca cel care predă limba română în școlile minorității să nu aibă dovada că știe limba română. Să facă dovada că nu, știe nu, limba nu, română. Nu cred așa ceva. Cum să nu? Dați-vă la monitorul oficial. Sigur că nu. Adică, doamne, mai simplu, profesorul, da, nu trebuie să fie obligatoriu profesor de limba română ca să predea pentru cetățenii maghiari. Păi vedeți ce spuneți, spune doamna senatoră, cu totul altceva. Că interzice unui profesor care știe limba română să predea la clase. Dar nu deformați, totuși aveți responsabilitatea. Sunteți membri în Parlament. Tocmai de-aia v-am întrebat. Este o chichiță, doamna, ați înțeles foarte bine. Limba română trebuie predată de profesor de limba română. Și limba au făcut română. Amendamentul ăla ca și maghiarii învățătorul maghiar să predea limba română chiar dacă nu este profesor de limba română. Ce este deci atât de complicat? Nu este interzis, încă o dată așa a spus doamna senator și e păcat că sunteți un reprezentant al instituției Parlament, nu este o ordonanță prin care PSD-ul să fie interzis profesorilor de limba română. Doamne ferește! Vorbiți, păi puteți fi, copiii minorităților nu mai pot să învețe limba română cu un profesor de limba română. Doamne, sunteți obligată să arătați acest text în care l-ați spus acum. Monitor oficial e public. Dar nu e așa. Păi nu e așa. Bine, doamnă, trecem la următorul subiect. Păi da. O concluzie, George. Din păcate trăim în țara în care în luna februarie la Congresul UDMR s-au dus toți liderii politici, s-au stat aliniați să asculte imnul Ungariei fără a fi intonat imnul României. Din fiți păcate, corect și spuneți, am fost, dacă tot spuneți, pe noi 15. Nu am fost. Dumneavoastră sunteți foști. Ce? Pe 15, foști, noi suntem viitorul. Pe 15 foști martie, ce, George foști, ați fost președinți în țara asta, ați condus țara asta, gata, de ajuns. Foști. Domnul pe 15 Simion, martie la Sfântul mine, Gheorghe, pe 15 martie dacă am fost la Sfântul deștept, Gheorghe, sute de steaguri ale Ungariei, niciun steag românesc. Am fost acolo pe 15 martie la Sfântul Gheorghe. Antal Arpad mi-a râs în față. Așa râde românilor din Covasna și Harghita. E timpul să avem oameni care au expertiză. Când vorbesc despre legea educației din Ucraina, când vorbesc despre Cernăuț și Bugeac, când vorbesc despre problemele românilor din Harghita și Covasna, care sunt invitați de președintele Senatului, de președintele Senatului să învețe limba maghiară, oficial. Și același președinte al Senatului începe să vorbească în altă limbă când se duce la Congresul UDMR. Despre asta e vorba. Ce am pățit noi atunci când am fost la cimitirul de la Valea Uzului, pățesc românii din Harghita și Covasna în fiecare zi și nu e nimeni acolo să îi apere. Eu nu îi mai reprezintă nimeni din punct de vedere politic capetele. Pentru că sunt compliși cu UDMR-ul. Asta e concluzia. Replica Eugen Tomac, foarte scurtă. Da, sau? E simplu. A făcut o acuzație care nu stă în picioare. Că sunteți PMP-ul nu a fost la Congresul UDMR Viorica Dăncilă ne dă de asta bani. O să pierzi alegerile, George. Doamna Dăncilă umblă cu bani în campanie, 20.000 de lei, bani gratis pentru fiecare gospodărie din România. Și doamna Dăncilă nu a uitat astăzi să facă mișto de Liviu Dragnea. A spus că Uniunea Europeană este, cum să spun eu, cel mai bun lucru care s-a putut întâmpla pentru România.
Evident, domnul Dragnea zice că Europa nu e bună pentru România. Doamna Dăncilă merge cu discursul pro-european înainte. Pauză și revenim. Efectele acțiunilor noastre, că Uniunea Europeană lucrează în beneficiul cetățeanului și că această Uniune este în măsură să producă schimbări pozitive în viața noastră de zi cu zi. Sunt argumente în plus pentru cetățenii români și pentru cetățenii europeni să aibă încredere în proiectul european și în beneficiile acestuia. Vrem să îmbunătățim condițiile de viață pentru români, pentru cei care nu beneficiază de utilitățile necesare unui trai decent. În acest sens, vom acorda pentru fiecare gospodărie un ajutor nerambursabil de 20.000 de lei pentru izolarea termică și energetică a locuințelor, încălzire cu centrale termice, asigurarea de apă caldă menajeră prin sisteme solare, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinței și conectarea gospodăriilor la rețeaua de apă, canalizare și gaze. Foarte bună inițiativă, doamna Dăncilă a devenit generoasă pe finalul campaniei electorale, dar 20.000 de lei nu cred că ajung pentru toate lucrurile astea, cu canalizare, cu apă, cu centrală, cu termic, cu acoperiș, cu și așa mai departe. Mai ales că obligația este a primarului. V-a plăcut declarația asta, doamna Grappini? A spus doamna Dăncilă că Europa a făcut foarte multe lucruri bune pentru România, că a lucrat pentru beneficiul cetățeanului român, Europa și așa mai departe. Domnul Dragnea nu pare convins de lucrul ăsta. Nu, haideți să nu deformăm. Doamna, că am ascultat și acum și aveam și transcriptul aici. Doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, a spus că Uniunea Europeană, de fapt, sinteză, Uniunea Europeană este un proiect important pentru cetățeni, nu numai cetățenii români, pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Dar doamna Dăncilă a mai spus ceva și nu-l văd aici în secvența care ați dat-o. Pentru că da, vrem în Parlamentul European și eu sunt una din cele care am fost cea mai critică în Parlamentul European, dar nu vreau oricum. Știu. Eu vreau să fim tratați la fel. Da, doamnă, pentru că în momentul în care Austria taie alocațiile la cetățean și în urma scrisorii mele o declară în infringement, dar doar în cod de infringement pe domnul cancelar și mai departe nu s-a revenit la alocații. Dar se taie acasă. Iar nu pe România, alocația în Parlamentul României. În urma declarațiilor dumneavoastră din Parlament ne-am trezit cu amenințări de activare a articolului 7. Nu, doamnă, nu din urma declarațiilor mele. Nu pot să fiu de acord ca să fie dublă măsură acolo. Când Germania, de exemplu, și Olanda, cu marea corupție acum, nu îi se întâmplă nimic, dar nici n-au suflat o vorbă. Și atunci ce ați votat de regulamentul pe dublu standard? Păi, tocmai că, doamne, vă băgați în ceva ce nu știți. Nu credeți că regulamentul, îmi dați voie, regulamentul pe dublu standard. Mai ales că l-ați inițiat. L-am inițiat acum 3 ani. Deci raportul a fost un europarlamentar liberal. Nu, iară nu știți. Nu. A fost, domnul Țurcanu. Domnul a fost raportor din umbră. Raportor plin a fost. Există raportor din umbră? Da, doamnă, nu știți asta. Păi nu mai veniți la dezbatere. Deci raportorul pe tot parlamentul este din partea grupului SND și este din Cehia, Olga. Eu cu Olga și cu o croată, cu Biliana și cu un italian, am declanșat această dezbatere. Am chemat-o pe doamna comisar Jurova, au venit marile companii, au pretins. Ați dat un raport, păi, știu. Văd, dacă mă mai întrerupeți. Păi faceți o sinteză, păi, pentru că eu vreau sinteza să vă aduc la următoarea, vot. Ce ați votat păi în am regulament? Să vă spun acum. Dacă citiți, noi am votat o directivă care modifică 4 directive, între care un articol 6, de la una dintre directive, că n-are rost să încărcăm memoria oamenilor, care spune așa. La acel articol 6, și din acest motiv l-am votat, este că acum statele membre au voie, au pârghia ca să sancționeze companiile, oriunde ori fi ele, pe toată cifra de afaceri, cu până la 4% din cifra de afaceri, dacă găsesc sub aceeași etichetă, sub aceeași ambalaj și sub același brand, compoziție diferită. Asta este articolul pentru care e primul pas. Dumneavoastră vă referiți la sancțiune, dar înainte de asta, nu, ați introdus tot în acel plan, s-a introdus un articol care a schimbat tot ceea ce ați discutat foarte bine. Nu știți, doamne, nu mă găsați pe subiect. Aveți un articol. E păcat. Deci ați făcut un pic. Fiți logic și politicos, da? Nu știți. Deci, ați spus acolo, ați permis în plen introducerea unui amendament pe care l-ați votat foarte deschis. Dumneavoastră, cei de la PSD și PNL au votat împotrivă, care dă dreptul oricărui producător din Uniunea Europeană să-și modifice rețeta pentru
motive obiective. Nu, doamnă, asta înseamnă distinsă, doamnă europarlamentar. E greșit. Noi am avut, nu, asta înseamnă ce dublu standard. Noi în Parlament asta, am și avut... v-au luat alegătorii dumneavoastră din țară. Nu acum și ați... A, domnul Dragnea, domnul Dragnea, uitați-vă puțin în regulament. Da, eu vă spun dumneavoastră că citesc în limba română. Dumneavoastră ați fracturat limba română. Doamnă, deci ascultați-mă de la Turcanu Cetire. Nu este în de la Parlament. Turcanu, este din, am venit din noi cu doamna din raportoare din jurnal, cu un amendament și mai dur care n-a trecut în Parlament, deși l-am votat toți. Da. Dumneavoastră sunteți interesați să aplicați amenzi la cifra de afaceri, dar v-ați uitat puțin în proiectul, apropo de chestia asta, v-ați uitat puțin în proiectul lui Liviu Dragnea? Pe cine își propune să sancționeze? Un tonetar care e distribuitor. Liberalii care n-au votat această directivă au dublu standard, distinsă. Doamnelor, este pentru producător. Doamnelor, trebuie să ne calmăm. Nu, pentru consumator. Doamna Grafini. Dacă veți merge între blocuri unde locuiți, dacă locuiți undeva, într-un cartier, în România... Eu vorbesc de directiva de la Parlamentul da, European. Da, aia, vă spun efectele legii pe care am promovat liderul dumneavoastră. Un subiect pe care nu știți. Vă foarte bine, nu vă supără. Ascultați-mă și veți da amenzi cu 4, până la 4% din cifra de afaceri pentru cel care vinde. Sunteți normală. Uitați-vă în legea liderului dumneavoastră. Am spus compania producătoare. Citiți legea liderului dumneavoastră depusă la Parlament. Încă o dată, legea în Parlamentul României nu-i votată. Eu vorbesc de directivă. Dar directivă... este promovată în plină campanie, doamnă. Stimată cu asta doamnă, câștigați. Vă deprofesionalizați total. Nu mă deprofesionalizați. Deci eu vă citesc proiectele. Pornim de la directiva proiect. Care liberalii au trădat și n-au votat-o. N-am votat această pentru că ați directivă, introdus dublu doamnă, standard. Doamnă, această directivă a fost primul pas în eliminarea dublului standard. Sigur, și acum mergem la următorul pas, pentru că tocmai am propus să fie un regulament. Produsele producătorilor care au folosit dublu standard. Nu vă avantajează minciunile care le spun. Da, uitați-vă. Doamnelor, haideți să lăsăm și pe ceilalți ca să se pronunțe. Am plecat de la doamna Dăncilă, care probabil duminică seara sau luni va fi acuzată că a fost răpită de statul paralel, pentru că discursul pe care l-a avut astăzi este... Nu vă îngrijorați dumneavoastră, lăsați-o. Doamne, eu v-am ascultat. Vă rog frumos să-mi permite și mie să-mi spun punctul de vedere. Asta nu mă îngrijorează deloc, dar lucrurile sunt în felul următor. Da, cred și eu că, din păcate, această campanie electorală... a fost deturnată de către parte din referendum? Partide pentru că... A deturnat referendumul în campania? Puteți să îmi permiteți să... Nu este justiția și statul de drept? Nu sunt referendum. Teme ale Uniunii Europene? Nu, așa. Nu se vor negocia deci, cumva cred că... și aloca nu, bugetele? Doamne, nu se vor aloca în funcție de respectarea statului de drept? Deci dacă credeți că putem să avem un dialog prin care încercați să mă întrerupeți, nu o să reușiți pentru că... referendum. Vreau să-mi spun punctul de vedere până la capăt. Este un demers constituțional. Doamna Scântei, doamna Grapini, vă rog, doamnă. Sau mă deranjează că după acest referendum nu mă obligați să vă tai la valiere. Doamnelor, zero, nu se spune nimic după referendum. Zero sunt cei care luptă împotriva referendumului. Dumneavoastră constituționalele cunoașteți? Vai de mine, doamnă. Vai de mine. Nu le citiți. Doamna Grapini, doamna Scântei. Mănăstire. Sunteți varză. În momentul în care... Doamna Grapini, este frică, doamnă. Nu mă obligați, doamnelor, să vă tai microfoanele. Doamnelor, vă rog. Mulțumim. Dar de asta le e frică. E ultimul meu avertisment, vă rog. Haideți să fim rezonabili. Domnul Mănăstire, deci... unu, cred că trebuia să discutăm mai mult despre Uniunea Europeană. Îi condamn hotărât și cu toată fermitatea pe toți cei care luptă împotriva acestui referendum dintr-un motiv foarte simplu. El nu este despre Iohannis, despre Dragnea. Acest referendum aduce în discuție o temă extrem de importantă care reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Tratatul de funcționare a Uniunii începe cu acest preambul. Uniunea Europeană s-a creat pentru a păstra și apăra aceste valori, precum pacea, libertatea, democrația, statul de drept. Cetățenii sunt invitați duminică, pe lângă alegerile europarlamentare, să se pronunțe pe o chestiune ce ține de statul de drept. Și pentru noi este foarte important să nu deturnăm sensul acestui referendum, pentru că el nu este despre politicieni, ci despre o temă extrem de sensibilă. Dacă românii... Eugen Tomac, referendumul este la prima întrebare despre politicieni.
politicieni corupți care au deturnat despre politicieni corupți, au depărtat-o de Europa. N-aș vrea să intru pe tema legată de... Asta este prima întrebare. Da, ține care este prima întrebare? Amnistie și ordonanță, dar esența... Nu, interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție. Esența, fapte de corupție nu au săvârșit cetățenii români, nu ci cetățenii politicienii care s-au cocoțat în vârful statului. Da, dar nu, nu este despre politicieni, sunt două teme care țin de esența statului de drept. Da, nu, dar trebuie să spunem da. Concret, pentru că autoritatea electorală parlamentară captivă PSD nu a făcut informarea care era obligatorie prin lege, CNA da. Nu a emis o decizie. Așa este, au încercat să saboteze și noi avem obligația ca oameni responsabili să invităm pe cetățeni să participe la vot și să voteze. Haideți da, să, pentru să vedem. Că efectele avem sunt o pe informație de ultimă oră, Eugen Toma, ca să vedeți cum merg lucrurile. Franz Timmermans, unul dintre liderii socialiștilor din Europa, a câștigat cu partidul domniei sale. Partidul Socialist din Olanda a câștigat alegerile europarlamentare. Nu întâmplător, Franz Timmermans și-a construit campania electorală pentru europarlamentare, având un discurs împotriva țărilor din Europa de Est și împotriva României, da? Timmermans a acuzat guvernul de la București, social-democrat, da? Guvernul de la București l-a acuzat că nu respectă standardele statului de drept european. Se pare că această campanie a lui Timmermans a avut succes, repet, partidul lui Franz Timmermans a câștigat alegerile în Olanda cu 18%. Da, al doilea partid este din ALDE, vedeți structura votului în Olanda cu amendamentul că acolo sunt foarte multe partide înscrise și practic discutăm de un trenuleț așa electoral, 18%, 15%, 13%, 11%, da, Timmermans a făcut bine și a câștigat voturi bune în Olanda, având un discurs și împotriva guvernului de la București, doamna Grapini. Și acum va rămâne, deci, va urma votul. Cum veți face dumneavoastră, care veți fi europarlamentar? Nu vă îngrijorați. Nu, dar trebuie să ne spuneți. Ce fac liberali, păi noi votăm în cadrul PPE. Doamne, sunteți moderator. Nu, dar vreau să vă calmați, mai discutăm. Dar va adresa și Rareș Bogdan în prima parte o întrebare. Cu cine veți vota dumneavoastră, dacă aparțineți de o familie politică sau sunteți pe cont propriu? Nu trebuie să știm. Doamna Grapini, un minut, vă rog. Bun. Foarte bine că a câștigat SND-ul, foarte bine că socialdemocrația câștigat și în Olanda, mai câștigat și în alte țări. Mâine mai vedem o melodie. Doamna Grapini, vă rog. Eugen, asta promovează PSD-ul. Okay. Foarte bine, promovează. Râdeți. Cine râde la urmă este mai bine. Haideți să așteptăm alegerile din 26. Domnul Timmermans a făcut campanie și e normal să-și facă campanie spunând, având discurs duplicitar și vă spun în cunoștință de cauză, pentru că aici spunea una, venea la noi... Ca orice PSD-ist de vază. Eugen Tomac, vă rog, ca să spun așa, doamna Grapini are și a... În grupul SND, când venea și își prezenta, bineînțeles, și candidatura și ce dorește, spunea cu totul altceva. Pentru că dacă o să intrați, o să vedeți interpelarea mea, când l-am și avertizat. Nu vă supărați, dar aveți un limbaj dublu. Acasă la mine spuneți una, aici spuneți altceva. Ok, să nu credeți că sunt altfel de oameni în celelalte state. Sunt politicieni și își fac campanie. Și este fair play, doamnă, să-și facă campanie pe spatele României? Nu, de-aia am și spus-o. Nu, pentru că eu am rugat-o pe comisarul pe problema, pe Jurova, pe justiție, să-mi dea exemplu și pe domnul Timmermans, cred că am cele mai multe scrisori care i-am făcut, să ne dea pe exemplu... La noi, la București, așa se vorbește. În mănăstire, eu nu mai suport. Am fost la piață în Buzău, dar nu se certau așa. Deci să închei și da, să suntem, deci, la o televiziune publică, am făcut privată, scrisori deci în care am întrebat, pentru corect, că așa este corect, să ne spună ce lege acum se aplică în România care încalcă statul de drept și nu este constituțională. Pentru că, din nefericire, această sintagmă, statul de drept, nu este tradusă în Parlamentul European. De ce? Statele au fiecare constituția lui și închei, se consideră a funcționa statul de drept dacă legea după care, din orice domeniu, și al justiției și ce alte domenii, are un traseu constituțional cu avizul. Mulțumesc mult pentru prezență. Rămâneți pe B1 TV. Ne vedem duminică în ziua alegerilor. Urmează Lumea lui Ban și o seară bună în continuare. Numai bine! Pe 20